Atenție! Te uiți pe pulsul tău. Salut, oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni! Bine ați revenit pe Puls0.com. Eu sunt Puls. Astăzi vom juca cel mai horror joc din lume. Iar eu sunt în joc. Sunt ba picioare, nu mai am ce să mai fac. Gata, asta e. Am intrat în cel mai horror joc din lume. Am intrat și Coco for the win. N-am mai putut să scot chestia asta. Mergem înainte. Nu știu ce dracu se întâmplă. A psychological horror experience. Holy shit, sunt pe un pod acum, oameni buni. Sunt pe un pod. Vai de capul meu, unde dracu sunt? Cred că sunt pe un pod. Sunt bat picioarele, ce-a fost aia? Ce-a fost aia? A fost un drac? O chestie imensă a apărut dintr-o dată. Nu știu, ideea e că eu sunt undeva. Cine știe ce e aici? Ok. Dar bine că mi s-a deschis ușa aici. Nu. And so it begins. Holy shit, se închide, mă prind de aici. Eu sunt în acest joc. Deci, oameni buni, gata. What the fuck, cred că e un câine acolo din ăla diavolesc. Hai să mergem înainte cu tupeu. Hai înainte cu tupeu, jucăm cel mai horror joc din lume. Îmi vine să mă iau de toți dragi acum. Nu știu ce dracu se întâmplă. Nu știu nimica, nici nu știu unde să mă duc. Și lanterna asta face ceva sau nu prea... Ce dracu a fost asta, mă? M-a speriat, am crezut că e o gură de șarpe, de scoică. Nu știu ce dracu a fost aia. Dar era peretele. Sunt într-un loc, cred că foarte vechi. Sânge pe pereți. E atât de mic spațiul ăsta pe aici pe unde merg. Mă duc în stânga complet. Pe la oasele astea pe aici. Oasele astea sunt cam mari. Oare ce oase sunt? De ce creaturi sunt? S-aude un sunet ciudat din dreapta mea. Trebuie să avem grijă la chestiile astea. Holy, am intrat înapoi. Exact în același loc. Mama mia, mă, ce tare! Înseamnă că am să mai mor de câteva ori. Vreau să vă spun la început că secretul, și de ce mă sperii eu așa de tare, cred că e, asta e bine, unul dintre motive, e că mă gândesc că nu am voie să mor. Și de asta fug cu spaima asta și cu frica asta în suflet. Deci dacă merg pe aici, mor. Dacă merg pe aici, în schimb, cred că mor. Stai să vezi că mor. Ba nu, aici n-am murit. Aoleu, dar pot să iau mingea mea de... Ia mă! Uite cum dau gol. Uite aici, ăsta e poarta. Mama mia. Do not look for me. I am forever lost. Mama mia. Sunt pierdut. Am făcut niște versuri la un moment dat cu sunt pierdut. Cred că am făcut și un vlog. Nu știu exact ce număr este, dar sunt sigur că vă descurcați. Army 3225. Ok. E tare cu Oculus Rift, zici că sunt aici. Eu sunt aici. E diferit. Mi s-o spart mingea, Emma. Cum vă simțiți? Eu sunt speriat, dar în același timp știu că sunt în joc. Dar e diferit. Văd ca și cum aș fi aici. Dacă m-ar atinge acum cineva, cred că... Emma, la tine mă refer. Cred că mor. Dar așa, pe întuneric, e... Mamă, te obișnuiești cu lumina asta. Oh my god, deci lumina asta e atât de faină. Mamă, ce fain a făcut-o. Da, așa e, super creepy. Se ridică asta, cred că ajung într-o altă zonă. Nu se ridică, s-a deschis o ușică acolo, atâta? Ce dracu, mă. Aoleu, cred că trebuie să mai dau drum o dată. Vai, așa, acum. Acum. Nu merge. Nu, efectiv nu vrea. Ba da. Atât? Dar de ce mă pui să fac din astea? Ești nebun la cap? Mă pune să deschid o poartă, mă. Dar măcar nu m-a pus să caut cheia, asta e bine. Parcă văd că acum ies o mână. O mână mă prinde și mă... Auleu. Acum. Crezi că nu știam? Măi, băiatule, nu! Știam, dar oare aici? Ce se întâmplă? Deep into that darkness, peering. Nu știu ce dracu... Aoleu!
Aoleu! Aoleu, ce se întâmplă aici? Mă mănâncă pământul de viu. Mama mia, wandering. Nu, mă duc să citesc. Gata, m-am hotărât. Nu, deep into the darkness, peering. Aoleu, aici se aude în locul ăsta, se aude sunetul ăsta. Mamă, ce sunet. Să-mi bag picioarele de peste tot și nicăieri. Așa se aude în acest moment. Mi-activez un pic surround. Un pic de surround. Și mai stau o dată. La sunetul ăsta, cred că... Wow, ce diferit e! Mamă, ce diferit e! Aie! Mamă, îs la gât! Cum a venit întunericul la mine! Vine întunericul! Sunt pop! Mamă, cum a fost asta, Doamne, mă ferește! Îmi pulsează capul! Mamă mie, ce să fac? Mă duc încă o dată, gata, sunt într-o traumă, parcă. Deci acum, aici, gata, nu mai fac nimic. Stai, domnule, cu minte, că doar eu nu-l să bea cu minte. Ce ai? Nu, mersi, lasă-mă un pic în pace, că bă, de treaba mea. Fugi, poți să fugi? Aici mă duc. Fearing, wandering, fearing. Ce fearing, man? Sunt aici, în locușorul meu, ăsta e locușorul meu, stopa meu, se știe. Mă duc repede, stau bine cu inima, nu? Dar oare cine vine? Oare vine cineva? Vreți să mă uit odată? Hai că... Gata, pot să trec, fii cu minte, gata, că trec, mamă, dar mă duc în gura creaturii chiar. Acum mă prinde, bă, cred că mă spune, salut, puls, salut. Nu, stau cu minte aici, nu, e ok, mă simt bine. Bă, nu vă place acest perete minunat? Ce este aici? Oblivion sometime, poți intra aici? Pot, am și intrat, nu că pot. Aoleu, vai ce nașpa m-am poziționat. Mama mia, nu știu cum vă simțiți voi, dar eu sunt aici. Fugi, nu mai... M-a prins, mamă, cred că am să fac o întorsă. Uai, ce tare m-am lovit, mă. Cum să fac? Trebuie... Eu știu ce fac, de fapt. Tot timpul... Nu! Vai, doamne, fiți atenți! Vai! E doar o mică parte întuneric, oh my fucking god! Cât de tare a fost, mă! E doar o mică parte întuneric care te învăluie. Băi, băiatule, hai că trec acum de el. Stai așa, hai să te văd că mă uit direct în tine. Măi, băiatule, să mă dau o tură cu tine. Ia, hai că fug repede după el. Tu îți dai seama, eu sunt aici, mă duc după o umbră. Stai, ceva de genul ăsta, stai! Nu fă nimic, ești prost la cap. Am văzut în întuneric cum m-am speriat de el, doar că cu gândul că mi-ar face ceva. Stai! Aleleu! Și fugi repede după el. Mamă, dar cum se aude. Și acum cât durează ca să vină înapoi? Adică eu calculez acum. Băi, cam în mod egal. Așa mă simt. Cred că sunt la jumatea drumului. Și acum vine țac, într-o dată. Da, vine rapid. Mamă, sper să nu fie nimeni aici, să nu mă aștepte moarte așa la capătul drumului. Că deja mă zic. Ce-a fost asta? Și s-a dus. Și eu trebuie să mă duc după el. Am uitat un pic. Nu. Cred că pot să mă duc rapid. Și l-aștept să se ducă în dreapta. Și aici mai am o gaură? Dacă și aici mai am o gaură, mă duc pe aici. Am să mă duc pe aici. Nu știu ce a se întâmplat, dar...
Deja m-am dus. Și ce cu sângele ăsta pe jos? Aoleu. Mie mai apare și cu o notificare de la Steam că se mai conectează jucători și mă sperii, mai ales și cu sunetele astea pe aici. Sigur dacă apăs aici, sigur se întâmplă ceva. Or not. Cred, nu știu. Acum mor. Mamă, dar ce aiurea s-aude și cu sunet. Aoleu. S-o închis, gata. Gata, am trecut de darkness. E cu totul altceva acum. Ceva ce n-am mai văzut. Acum mor. Ce s-aude? Mai țineți minte povestea aia pe care v-am spus-o? Cu vocile din cap? Eu am și sunetul sură. Ce-a fost asta? Ia să văd, aud sunetele înainte să apăs pe ușa? Să văd dacă aud sunetele, ok. What the fuck, nu. Nu! Du-te mă de aici, că nu vine să cred. Ce-i asta mă, să joacă cu mintea ta? Ce cu el? Ba, apare așa că vrea el! Apare așa că vrea el, nu vine să cred! Nu-mi vine să cred! Doamne, ce nebunie de joc! Ce căcatul meu se întâmplă? Intră, du-te, nu mai trebuie să stai! Nu mai trebuie să stai, că ăsta se joacă cu mintea ta! What the fuck, m-a teleportat aici! Ce căcatul meu se întâmplă? Bangarang! Rick Black? Ce Rick Black, man? Wow, este unul cu... Holy shit, îmi tai gâtul. Deci efectiv îmi tai gâtul. Pac. Deci, op! S-o dat acum în gâtul una, țac! S-o tăiat gâtul. Ia, țac! Bagi gâtul aici, ai tupeu? Ai tupeu să treci? Hai, du-te, pe bune? Era un om în curul gol care mergea cu mâinile în față și pot să mă duc pe oriunde vreau eu? Nu știu. Sometimes you have to kill someone. Nos bor baret. Ideea e că aud voci în cap și asta mă face să mă simt extrem de ciudat. Sper că sunteți și voi la fel de speriați ca mine. Nu știu dacă chiar la fel ca mine, pentru că eu mă apropii de voci. Acum și am să-l văd. Mai pot trec? Pot. Vai, nu, ce se întâmplă, ne ferește! Uau, sunt niște oameni care se roagă! Astea sunt vocile astea! Vocile astea sunt niște oameni care se roagă! Peste tot! Mama mia! Dă-te la o parte! Doamne ferește, mă apropii! Day after day, I feel my rage... growing. Auleu, mă apropii, unul cred că a ieșit. Practic unul a ieșit de aici. Uite-l pe ăsta, este un om aici. În curul gol, doamne, e lângă mine. Și vocile astea mă cuprind, mă învăluie. E aiurea, e foarte aiurea, dar sincer, m-am obișnuit cu atmosfera. Parcă aș face parte din această atmosferă. Mă integrez, sigur am să mă sperii. Dar se apropie ceva de mine. Plânge, parcă din ce în ce mai tare, sau cântă. Ouleu, ce s-aude, de unde s-aude, cine ești? Cine ești tu? Ouleu, parcă era aici, parcă ar sta Iema aici, uite aici ar sta Iema și s-ar uita așa la mine de aproape. Cum face, mă? Ouleu, sper să nu se întâmple absolut nimic. I am waiting for her. Nu știu... Nu înțeleg. Nu înțeleg, dar așa cum vrea el chiar. Mi-a transpirat palmele. Unde? Nu, unde? Nu. Mamă, s-a băgat și... Mamă! Uite-l pe asta, trebuie să merg după el. Trebuie să citesc un pic. Black Phantom is still here in the chamber 7 sins.
Mama mia, cred că am mișcat eu masa cu piciorul. Nu. O ușă? Key to the lock is hidden from them all. Can you find it? You need to open the door. Trebuie să caut o cheie unde nu s-ar gândi nimeni. Dar încolo este ceva. Să nu mă pui să mă întorc înapoi. Nu! Gata, m-am prins în întuneric. Nu, bagă-te. Nu, mersi, lasă-mă în pace. Ești nebun la cap, nu. Vai, gata. Mama mea, întuneric e peste tot, mă, peste tot. Unde lumina, acolo ești întuneric. Nu ai ce să faci. Da? Mamă, cum s-a transformat? E diferit, mă, văd. Va, vine acum întuneric, mă prinde. Dar unde? Ar trebui să mă întorc înapoi, nu? Eu n-am apăsat niciodată pe ușa asta, totuși. Parcă văd că e deschisă. Nu. What the fuck? Iar a apărut o notificare aia de pe Steam. Ia mă, tu ai făcut? Fii cu minte. Nu știu de unde dracu să aud, dar fii cu minte. Nu mă pune să caut. Eu urăsc cel mai tare să caut. Credeți-mă pe cuvânt când vă spun. Eu le dau jos. Le dau jos să văd ce se întâmplă. Zic să terminăm acest joc sâmbătă în live. Ce părere aveți? Eu zic că părerea mea este excelentă. Și eu, boss. Așa că, oameni buni, vă mulțumesc extrem de mult. Ne uităm în întuneric și mi-au la revedere de la voi cum se cade. Pentru că de acum știu cam ce trebuie să fac. Vai, și vine. Ce de copate să-mi bag picioarele? Ce nebune să-mi bag picioarele? Deci nu avem voie efectiv. Sâmbătă nu avem voie să dăm astea jos. Dacă le-am dat jos, am belit-o. Oameni buni, ne auzim în episodul următor din Mental Torment. Așa se numește jocul, episodul 2. 1, l-am jucat, am pus link deja în descriere, puteți să vă uitați. Dar până atunci, sâmbătă în live, căcat, să-mi bag picioarele, mi-am pierdut toate gândurile. E super ciudat cu întunericul ăsta, e foarte ciudat. Nu poți nici să te gândești, mă, numai la el ești concentrat, mă. Vă mulțumesc foarte mult cum ați urmărit și ne auzim sâmbătă în live. Pa!